Profilurile false. Cum să ne ferim de ele? Facebook, Instagram sau adnaclasnicii, toate ne cer date personale pentru a crea un cont. Totuși, există foarte multe profiluri anonime sau chiar false. Cum le depistăm? Îți propunem câteva indicii. Informațiile și poza de profil. Datele despre locul de trai, studii, fie sunt prea detaliate, fie lipsesc. Autorul unui profil fals nu folosește prea multe fotografii. Pozele sunt asemănătoare ca stil și datează cam din aceeași perioadă. Familia și prietenii. Numărul de prieteni fie este foarte mare, fie aceștia sunt ascunși. Prieteni sunt persoane publice sau persoane influente din spațiul online. Nu există poze comune în care să fie etichetate alte persoane sau vreun membru al familiei, din simplu motiv că și aceasta ar trebui inventată. Nici măcar animalele de companie nu apar la un profil fals. Like și share modeste. O persoană reală va da like la 15-20 de diverse pagini preferate. Un profil fals urmărește 3-5 pagini, persoană, companie sau partid politic. Postările sau check-in-urile de la anumite evenimente și locuri sunt rare. Actualizările nu reprezintă un eveniment din viața sa proprie, ci mai curând link-uri cu o anumită tematică pe care vrea să o promoveze. Feedback-ul și mesajele. Un profil fals rare ori intră în discuții și nici nu prea răspunde la mesaje. Dacă răspunde, o face sec și laconic. Da, nu, nu știu, drăguț, mulțumesc. Comentarii va lăsa doar la paginile care îl interesează, partidul politic pe care îl simpatizează sau compania cărei produse le promovează. Ai grijă pe cine adaugi în lista de prieteni virtuali.